frumos mascul acum. Ce serie are, domnul Liviu? 95-05-23. Din ce an? 2021. Și cât 2020. E acum? E locul... cât e ăsta? E locul 2 club, locul 2 național. La categoria Fontinere, nu? Frumos. Ca și origine? Ne puteți zice ceva de el? Jumate lui Gheorghe și jumate olandez. Da. Frumos. Rezultat excelent. Am înțeles că nu zburați decât de 2 ani, nu? Tot 3 ani. Rezultat excelent în concurența de acolo, de la dumneavoastră, din nordul Moldovei. Rezultate foarte bune. Cum a mers 2022? Mulțumit? Da, cel mai bun anul meu. Câștigat de la 26 de... 26 de... de cupe, nu? Bravo! Frumos! Câte... am înțeles că 5 poster aveți ținut pe cea de azi, nu? Da, doar 5. Am adus care s-au cadrat în primul. Am înțeles. Dacă vreți, putem să mergem și la următorii, știu, 3. Știu că aveți o suită acolo lângă. Da? Haideți! Următorii trei porumbei ai prezentării noastre pe podium la categoria Azi Maraton Tineret și aparținând domnului Boleanu Liviu din Suceava, da? Da. Sunt aceștia. Ce e asta? O frumoasă femelă, nu? O femelă, 9505. Da. 39. Din ce an? 2021. Da, asta e fișa de expoziție. Frumos. Frumos. Încă o femelă lângă, nu? Asta ce serie are? 950533. Da. Din ce an? 2021. Sunt rude? Au sânge comun? E, nu, asta două, nu. No. Asta doi. Asta e fiică din porumbelul cel mai bun reprezentator al meu. Da. La lungul Gheorghe la Sibiu. Da. Și asta e nepot. Deci ai locul 3 club. Azi Maraton Tineret, el e locul 4. Club, Azi Maraton Tineret, nu? Deci, fică și nepot. Da. Este 9505-35. Din? În 2021. Da. Mascul, da. Porumbei tineri. Îi zburați în continuare, nu? Da, normal. Sunt toate, palmarese. Da. Și aveți aici un boss, un porumbel, nu? Da, cel, mai, da. Cel mai bun, vine clasat, nu? Da. Mergem și la el. El e campion din 4 maratoane, campion la record. Da, mergem, mergem. Pe club și loc. Cel mai bine porumbel clasat, da? Da, la categoria maraton record maturi. Record, da. Al domnului Boleanu Liviu din Suceava. E acesta. 7763-08. În mascul de 2020. Da, porumbei tineri aveți. Da. Da, cu performanțe frumoșele. Super. Da, primul an n-a prea făcut el mare treabă, a făcut o normă. Da, s-a avut încredere în el și i-ați dat șanse și anul ăsta, da, nu? Da, a făcut o normă. Fond maraton, mai slăbuț, așa. Și în anul 2 deja... Și în anul 2 a ieșit campion pe club și locul 2 național. O categorie foarte grea. Foarte dificil, într-adevăr. Cine crede că e ușoară, să încerce. Da, 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 da. Aveți porumbei preferați în crescătorie, domnul Liviu? E... pe care îi apreciați și să zicem că le acordați mai multă atenție decât la alții? Da. Sau... bunii de producători. La aia vă uitați în principal, nu? Da, bunii de producători. Ce preferați, un zburător excelent sau un reproducător bun? Ce e de preferat? Ce vă duce mai departe, să zic, succes așa? Un reproducător. Un reproducător, nu? Un zburător are live. Așa e. Se duce în perioada lui, da, anii de zbor. Sunt multe accidente, oliu. Așa e. Așa e. Și... reproducătorul rămâne acolo, îi bada crescă. Așa e. Se reproduce ca lumea cu mai multe femele sau cu mai mulți masculi? Deci am masculul la lungul Gheorghe, deci
să îi cuci femeile, l-am dat pe reproductiv. Da. Și la nepoți merge chiar mai bine. Da. E o linie foarte bună de polumii. Deci masculul ar fi dublu nepot pe campionul național al lui Gheorghe din anul... De Sibiu, nu? Da, din Gheorghe la Sibiu, anul 2002. A fost campion național la azi maraton. Da. Și el e dublu nepot pe campionul național. Ați văzut, în ciuda faptului că au trecut câțiva ani de atunci? Da, sângele apă nu se face. Da, sângele apă nu sângele s-a diluat. Da, așa. Super, felicitări. Pentru munca depusă, pentru talent, pasiune. Mulțumesc. Și mult succes vă doresc, domnul Liviu, în continuare. Când o să trec din nou prin zona acolo, doamne, vin și cu la dumneavoastră. Primim cu mare drag. Cu stimă, toate cele bune. Toate, numai bine.